Amândenii noștri, Vika Blochina și-a descoperit o nouă pasiune și vrea să-i ajute și pe alții. Despre ce este însă vorba ne spune chiar ea. Vika Blochina a descoperit o nouă pasiune despre care ne-a vorbit în exclusivitate. În ce mai investești banii? În studiu, învăț foarte mult. Și pentru mine școala acum, în momentul de față, este cel mai important lucru. Adică, practic, da, toți pentru cursurile care le fac și școala care fac este destul de costisitoare. Adică un curs ajunge peste 3500 de euro și eu le fac într-un non-stop. Adică termin unul, fac altul, știi? Și, într-adevăr, eu banii investesc, foarte mulți bani investesc în școala. Da, în ce cursuri, amintește? Eu fac psihologie și numerologie. Am înțeles. Și asta te costă și destul de mult și bani, dar și timp, pentru că investești destul de mult timp. Da, păi am școala, deci gândește că eu învăț în fiecare zi. Am temele în fiecare zi, învăț în fiecare zi și acum termin în iunie, am un curs, fac cu ruși. Știi, adică fac în limba rusă și da. Cu ruși fac pentru că sunt cei mai buni. Și termin acum în iunie, mă apuc de altul, știi, academic. Și uite așa sunt din ce în ce mai sus. Și îmi place foarte mult, de că sunt nebunită, rău de tot. Îmi place rău. Îmi place să ajut lumea, știi? Să fiu așa, să fiu motivul succesului altora. Corect, da, cred că în primul rând e și motivul succesului tău, tu. Deci poate până acum vreo 10 ani așa mă gândeam, dar acum pentru mine este foarte, foarte important să se realizeze alții prin mine. Adică asta îmi dă cea mai mare satisfacție. Vika adoră să facă sport și este extrem de disciplinată, mai ales după operația de micșorare a stomacului prin care a trecut. Întrebată fiind cum reușește să se mențină în formă, iată ce ne-a răspuns. Eu sunt foarte disciplinată, am o disciplină foarte bine pusă la punct, înțelegi? Adică fac sport în fiecare zi, alerg 10-12 km, dacă nu fac în parc, mă duc, fac sală, știi? Și, în general, tot ce înseamnă acum, în momentul de față, în viața mea, este foarte multă disciplină. Adică poate pentru altul ar fi fost mult prea mult. Și pe mine mă ține foarte bine cu capul pe umeri și renunț la toate frustrările. Și în afară de sport, mai ții vreo dietă în paralel, nu știu, ceva mai special, în paralel cu sport? Nu, mănânc super sănătos. Încerc să mănânc foarte super sănătos și, oricum, având această intervenție la stomac, și mănânc și foarte puțin.